Troznitul degetelor este un obicei extrem de comun, mulți oameni îl consideră nepoliticos, iar alții cred că această practică este dăunătoare articulațiilor. Deci, care este adevărul? Este acesta un tic nervos inocent sau începutul unei artrite? Astăzi răspundem la întrebarea ce se întâmplă când îți trosnești degetele. Trosnirea articulațiilor este un fenomen interesant și puțin înțeles. Există multe teorii cu privire la motivul pentru care articulațiile trosnesc sau pognesc, dar și dispute în legătură cu ce se întâmplă în corpul tău. De regulă, trosnirea fără durere a articulațiilor nu este dăunătoare. Totuși, bunul simț ar sugera că pognirea repetată și intenționată a acestora nu este doar nepoliticoasă, dar ar putea de asemenea să cauzeze probleme fizice atunci când este însoțită de durere. Troznirea degetelor nu a fost dovedită ca fiind dăunătoare sau benefică. Mai specific, aceasta nu cauzează artrită. Sunetul este cauzat de bulele de azot care se sparg în lichidul sinovial, afirmă dr. Robert Clapper, codirector la programul de înlocuire a articulațiilor. Conform acestuia, lichidul sinovial lubrefiază articulațiile precum uleiul de motor în cazul unei mașini, reducând fricțiunea și conservând cartilajul. Durează 20 de minute pentru ca bulele de azot din lichidul sinovial să se formeze din nou pentru a putea pogni. Farmecul troznirii degetului poate fi cauzat exact de această perioadă de 20 de minute în care bulele se formează din nou. Se poate să te simți mai lejer în acest timp de parcă ai eliberat presiunea de la nivelul articulațiilor, totuși satisfacția este în mare parte doar în capul tău. Sentimentul de bine oferit de troznirea degetelor este o experiență psihologică, afirmă doctorul Klepper. Una dintre dovezile care sugerează că acest obicei este inofensiv provine de la un fizician din California care a elaborat un experiment pe propria persoană. Pe parcursul vieții, acesta și-a troznit cu regularitate degetele de la o singură mână. Și-a făcut apoi o radiografie la câteva decenii și nu a găsit nicio diferență între cele două mâini. Un studiu mai extins a ajuns la aceeași concluzie. Un alt motiv pentru care articulațiile par să pocnească este faptul că ligamentele noastre sar la loc în timp ce ne mișcăm corpurile. Mai mult, teoria acumulării de azot a fost demontată recent de un studiu din 2015. Cercetătorii au observat trosnirea degetelor utilizând un RMN. Aceștia au descoperit formarea unei cavități datorită presiunii negative create atunci când articulațiile au fost despărțite brusc. Astfel au determinat că sunetul era produs de formarea acestei cavități. Cu toate acestea, explicația nu clarifica de ce sunetul era atât de puternic. Un studiu din 2018 sugerează că zgomotul este de fapt produs de prăbușirea parțială a cavității. S-a observat deci că durează 20 de minute pentru ca aceste cavități să se prăbușească înainte ca o altă cavitate să poată fi formată. Acesta este motivul pentru care după ce ți-ai troznit degetele nu o mai poți face la scurt timp după. Au fost raportate cazuri rare de probleme asociate cu acest comportament care ar putea să fie legate de forța aplicată sau de tehnica propriu-zisă. De exemplu, au fost cazuri de dislocări ale articulațiilor sau leziune ale tendoanelor în urma încercării de a trosni degetele. Un studiu publicat în 1990 a descoperit că 74 de oameni care își pocneau degetele în mod regulat aveau o priză mai slabă decât alți 226 de oameni care nu aveau acest comportament. Totuși, incidența artritei era aceeași în cazul ambelor grupuri. Deci, care e verdictul? Stroznirea degetelor nu este dăunătoare sau benefică. Nu va cauza artrită sau alte probleme cronice atât timp cât nu folosești forță excesivă. Dacă exagerezi, poți să ți cauzezi durere sau inflamarea degetelor. Dacă vezi că articulațiile tale sunt inflamate sau te dor atunci când îți stroznești degetele, acest lucru se datorează cel mai probabil unei afecțiuni, deci este recomandat să consulți un medic. Dacă vrei să elimini acest obicei, medicii recomandă respirația profundă, meditația sau yoga. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!